Într-un meci contând pentru optimile de finală ale Cupei României la futsal, în sala sporturilor din Deva s-au întâlnit în manșă unică echipa locală ACS Vest și Ceahlăul Piatra Neamț, cele două fiind lidere în seriile în care evoluează în Liga Secundă. După un meci pe care l-au controlat categoric, devenii au câștigat cu 8-0, în repriza secundă, când conduceau deja cu 5-0, au rulat tot lotul. Acest succes deschide larg drumul celor de la Vest Deva pentru turneul final al Cupei României, un trecut în sferturi, chiar dacă joacă în deplasare, au un adversar mai facil, Inter Gheorgheni, altă divizionare secundă, dar mai slab cotată. O victorie la un scor la care oaspeții cu siguranță nu se așteptau. Da, cred că nu au venit cu gândul că voi pleca cu un asemenea rezultat, dar ne bucurăm pentru atitudinea noastră, pentru că băieții noștri au făcut un joc bun, am controlat toată partida, chiar nu avem nimic să ne reproșăm. Ați împărțit, cum se zice, reprizele. Prima a fost una foarte bună, a doua parcă ați mai redus din motoare. Da, în a doua repriză am încercat să utilizăm întreg lotul, am încercat să intru 15 juniori, a jucat toată lumea. Ce urmează pentru voi? Pentru noi urmează probabil turneul de la Craiova, după care urmează sferturile de finală din Cupa României, unde sperăm, bineînțeles, să câștigăm, să ajungem în Final Four-ul competiției. Cu cine credeți sau cu cine vă așteptați să cădeți în următorul meci? În următorul meci suntem siguri deja că s-a jucat ieri celălalt sfert, vom juca cu cei de la Inter Gheorgheni. Dificilă partida? Sperăm că nu. Iubitorii de futsal din Deva așteaptă ca și cealaltă echipă din oraș, liderul Ligii 1, Auto Bergamo, să avanseze în Cupa României. Cei de la Auto Bergamo au însă un meci dificil pe terenul altei echipe cu pretenții din prima ligă, CFR Timișoara. Cele două formații urmând a se întâlni în curând și în campionat. Meciul CFR Auto Bergamo se va juca la Timișoara marți 15 februarie de la ora 20, iar devenii se duc în Banat cu gândul la victorie. Despre Cupa României? La Copa? Hombre, es complicado. Este complicat, două partide consecutive cu Timișoara sunt complicate, dar suntem aici pentru a lupta. Dacă învinge la Timișoara, Auto Bergamo va juca în sferturile de finală, care se vor desfășura în perioada 26-28 februarie, tot în deplasare, dar pe terenul unui adversar mult mai facil, divizionarea secundă Shoi Mishimant din județul Arad.